Mai sunt puține zile până când va începe înscrierea la licee a absolvenților promoției 2021 a clasei a 8-a. Toți acești absolvenți au, în anul școlar următor, locuri asigurate pentru continuarea studiilor. O parte dintre aceștia dorind să învețe pe mai departe la licee de top. Unul dintre acestea este și Colegiul Național Decebal din Deva, care are oferte atractive pentru viitorii liceeni. Pentru anul școlar următor, în planul de școlarizare, există profilul matematică, informatică, bilingv engleză, științe ale naturii bilingv engleză, științe ale naturii cu predare în limba germană, științe ale naturii cu predare bilingvă limba germană, filologie bilingvă engleză și filologie bilingv franceză. Deci oferta școlii noastre este generoasă și le recomandăm absolvenților să opteze pentru o școală foarte bună. Alți absolvenți de clasa 8-a se vor orienta către liceele tehnologice sau școlile profesionale care funcționează în cadrul acestora. Spre deosebire de perioada trecută, unitățile de învățământ cu profil tehnologic s-au orientat spre cererea existentă pe piața muncii și școlarizează în respectivele domenii, un bun exemplu fiind Liceul Tehnologic Agricol Alexandru Borza din Giurgiu. Încercăm foarte mult să venim în întâmpinarea pieței muncii de la noi din zonă, așa că ne-am gândit să acoperim întreaga plajă. La învățământul liceal avem tehnician în activități economice, tehnician în turism pentru că avem stațiunea Giurgiu Băi. Pe partea agricolă avem tehnician în veterinar și tehnician în silvicultură și exploatări forestiere. La învățământul profesional avem horticultor și ospătar, chelner, vânzător în unitățile de alimentație publică, tocmai datorită faptului că Giurgiu Băi este stațiune de interes național. Mai este de menționat și faptul că în unele unități școlare cu profil tehnologic, studiile liceale se pot face și la seral, dar și în forma de învățământ cu frecvență redusă.